Bună ziua, suntem prin grădină cu Robert și pe vremea asta frumoasă am început să curăț un pic pomii și am să vă prezint o tăiere ce neapărat să nu o facem în grădină sau în livadă. Deci în livadă ar fi culmea, dar în grădină să nu facem. Deci tăierile de genul, am fost la o vecină și la dânsa am văzut un măr tăiat în felul următor. Deci vedem. Este creanga cât o fi având și dânsa o tăiat cam așa. Și următoarea creangă tot așa, deci 10 cm. Anul următor de aici o mai crescut o creangă de, să zicem, asta. O crescut de aici așa și asta am tăiat-o la 10 cm. Și tot așa. Și am văzut, deci vedem asta, să zicem, e lângă ea. O tai și pe aia. Și atunci am avut un șir de crengi de genul 10 cm un băț. Următorul 10 cm un băț, următorul, și era așa de jumătate de metru. Și o întreb, da, ați mâncat un măr de pe ea? Și zice, nu prea. Îi zic, dacă așa o tăiați, atunci cum ați vrea să mâncați? Deci să nu facem tăieri de genul acesta, nici într-un caz. Ori o tăiem de tot. Ok? Astea sunt tăierile. Deci să nu ciopărțim. Și asta a fost o tăiere înaltă. Să nu ciopărțim părul în felul următor. 10 cm, 10 cm. 10 cm și lăsăm așa cioate și aici. Da. Și sperăm că vom mânca. Ai ce fain arată și vom mânca fructe de pe ea. Deci nu vom mânca niciun fruct. Ok. Și vedem. Nu facem așa ceva. Deci nu. Bine? Bună ziua, a venit primăvara și sunt în grădină și am zis să vă prezint o situație cu ce m-am întâlnit. Sunt niște crengi așa. Vedem? Și aici sau crengi așa deformate. Ca și asta. O vedem? Deci ce îmi spune treaba asta despre pomul acesta? Îmi spune că este bolnav. Și când văd așa ceva, mai screngile așa, cum e asta sau asta, eu și știu de departe, în principiu, ce problemă are. Îl dă aici 100% sau destul de mare, avem păduchele lunos. Vă și arăt. Sper că se vede când bate soarele. Deci asta e problema. Și știu. Aici se vede și mai și... Unde? Deci când drajonează așa pomul, mărul în special, șanse foarte mari să fie atacat de păducăre lunos. Și aici. Stați un pic să focalizez. Acolo. Deci când ne întâlnim și aici, când ne întâlnim cu așa ceva prin grădină, să știm că pomul plânge, deci are nevoie de ajutor, are nevoie de tratament. Deci asta vreau să vă prezint despre o boală ce putem observa ușor primăvara, dacă l-am observat în
anul precedent, ne dăm seama că nu sunt frunze, că pomul este bolnav. Normal ar fi trebuit să observăm anul trecut, dar dacă nu am observat, să știm că pomul este bolnav.